גם השמש לנו הוא לא סתם מירנימי, האיש. שלדעת הגבר הוא לא סתם, עד יגע אורגן פרצי ולמדת מי מגדים לנה שיעל צעידה לדעת. אז זה סתם קצר השעסת וספי לפועל פרוצים. שיפוצים שמול צינוי סבים לדעת עם המדום, סבית סבי לא מול. פרצי מי מוטיבית סמבו כל בסורת האיש לדנבסת פרסונל, יונוץ הגמינת את המפוס עודת האיש. המפוס עודת האיש. המפוס, זה לא מגיע. ולמסת ציני סמינת, יונום הצינינת את המפוס עוד פארק, פארק למות הלוקות. שינום הצינינת את המפוס, רק המפוס בין הגלטת ספי לא. מבוא כל כסוד יתנו עושה הרשסטה, בגידו פארק דיוון במקן, תעבוד את אורינצה, הרשסטה, נינימס, venit pentru rolul de zi în Spania, colaborăm de mai bine de 12 ani, suntem împreună și la școala biblică Maranata, despre care mă gândesc că dumnealui a spus câteva lucruri și cu lucrarea aceasta Forumului Civic Creștin, prezentând materialele cu cei care au suferit pe vremea comunismului la televiziunea română, iar au un impact extraordinar și eu cred că nu la întâmplare să seamănă sămânța aceasta pentru că Dumnezeu are un plan cu România. Slăvit să fie Domnul! Amin. Dumnezeu va binecuvânta România și va face ca odată un foc să se aprindă, ca cei care din tot o cărăsă din Europa, români, să zică, e, uite oamenii, rămâne Dumnezeul lor trăiește. Slavă ție, Domnul! Vreau să vă spun cu sinceritate, m-am luptat foarte mult, petrecând un timp deosebit cu o mult iubită familie de vizionar, Ganda. Ei nu știu, dar stăteam de vorbă cu ei și eu tot mă rugam în inima mea, tot mă rugam în inima mea. Doamne, dă-mi un cuvânt, Doamne, dă-mi un cuvânt. Îmi place foarte mult să vorbesc ceea ce Domnul vrea să vorbesc. Și a fost o dată când Domnul nu mi-a dat deloc, eram într-o biserică destul de mare, a trebuit să mă așez după ce le-am spus fraților, n-am niciun cuvânt, fraților. Unii au râs, probabil, alții au zis, sau ce mai fi și pe ăsta, dar eu m-am bucurat tare mult că am ascultat de Domnul. Că e important să asculți de Domnul și apoi cuvântul Domnului spune, dacă vorbește cineva, să vorbească ce știe el. Așa zice. Să vorbească ce îi place lui. Nu zice nici așa. Să vorbească ce ar vrea frații. Nici așa, nu zice. Și zice să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Și mă gândesc că dacă eu în seara asta n-aș vorbi cuvintele lui Dumnezeu, nu va fi nici dumneavoastră de vreun folos, nu mi-ar fi nici mie de niciun folos. Și m-am tot luptat aici și în sfârșit Dumnezeu la demnul preibitului frate Cornel m-a salvat și mi-a dat cuvânt. Și cuvântul acesta este din 1 Ioan, capitolul 2, versetul 6. Noi așa, dumneavoastră, cunoașteți foarte bine versetul acesta. Îl cunoașteți extraordinar de bine. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Vânt greu. Cine zice că este creștin, cine zice că este copilul lui Dumnezeu, trebuie, nu e alegit. Trebuie, poruncă, să trăiască și El cum a trăit Iisus. Doamne, întură-te de noi. Amin. Pentru că vedeți dumneavoastră, de la cădenia omului și grădina Iudeiului, Dumnezeu are un plan să ne reamintă acolo unde omul a fost la început. Să ne facă după chipul și asemănarea Lui. Asta e scopul lui Dumnezeu. Asta este lucrarea Duhului Sfânt, care a fost trimis pe pământul acesta. Vrea Dumnezeu să ne facă să fim asemenea Domnului Iisus. Extraordinar de care. Să semănăm cu Domnul Iisus Hristos. Nu cred că se gândește cineva la aspectul fizic. Nu cred că îi trece cuiva prin cap că Duhul Sfânt ar vrea să semănăm fizic cu Domnul Iisus. Nu l-a văzut nimeni cu Domnul Iisus, apostolii care au trăit pe vremea aceea. Dar nu la asta se referă, ci în primul rând se referă la caracterul și la lăutrul Domnului Iisus Hristos. Asta este la ce spunea preibindu-l frate Cornel, la roada Duhului
Să ați mei, nu știu dacă am să intru în cuvânt, nu știu dacă o să termin, pentru că e timpul foarte scurt, dar dacă n-am să termin, poate reușesc să fiu duminică să termin. Dacă s-o putea, dacă s-o aranja lucrurile, dacă Dumnezeu le va potrivi, poate fi duminică, dacă nu o termină seara asta. Dar ceea ce îmi doresc eu cu toată inima mea, îmi doresc foarte mult ca toți cei care suntem în seara aceasta aici, frații mei, să fim atenți la Cuvântul lui Dumnezeu. Eu deja simt în inima mea că unii dintre dumneavoastră nu sunteți aici. Gândurile s-au dus, unele sunt îndreptate spre mine. Deja v-ați obișnuit cât de cât cu mine, dar haideți să coborâm înăuntru și să vedem, Doamne, ce vrei să ne spui. Suntem în pericolul ăsta și riscăm foarte mult să fim ca cei din Atena. Când veneau și hai să vedem ce mai spune. Hai să vedem, să ascultăm ceva nou. Da? Bubu internetul de predici. Avem capul de atâtea predici. Abia îl ține pe unii. Abia îl ține pe unii. Dar ce trist este că atât de puțin împlinim, nu-i așa? Suntem atât de greoi la împlinirea Cuvântului Lui Dumnezeu. S-a dus un tânăr într-o biserică și a spus o predică plină de putere, extraordinară predică. Și frații când au auzit, neapărat să vin și duminică. Următoarea duminică. Și a venit tânărul cu toată dragostea. Și frații s-au dus și au mai chemat și pe aia, și pe aia, și pe aia. Și au zis, trebuie să ascultați, neapărat să vă ascultați pe tânărul ăsta. Incredibil cum predică. Și tânărul a doua duminică, tot predică aia a spus. Dar frații s-au bucurat, a fost plină de putere, extraordinară. Și a zis, frate, te rugăm frumos, vino și duminica următoare, treia duminică. Și a venit tânărul și duminica următoare și a spus, tot predică. Și puțin, bună predică, Doamne, vină la, vino și duminica următoare, patru duminică. Și tânărul s-a venit și duminica următoare, multă lume era extraordinar de mulți. Și tânărul tot predică a Iisus. Și atunci ăștia s-au gândit de ei, ăsta e un șarlatan. Ăsta a învățat o predică și a venit să... Și s-au dus la el, dar vrem să te întrebăm ceva. Tu mai știi și alte predici. Și tânărul ăsta s-a uitat la ei și a zis, m-am gândit eu așa în inima mea, văzându-vă că a doua duminică când ați văzut, când ați venit, n-ați pus nimic în practică, nici a doua, nici a treia, nici a patra duminică, n-ați împlinit nimic din ceea ce v-am spus în prima duminică, m-am gândit, dar de ce să mai pun o povară peste voi? Adică să vă mai spună pe o predică. Dacă voi n-ați împlinit nimic din prima predică. Frații mei, aici e marea problemă noastră. Ascultăm, ascultăm, ascultăm și se pare că ne intră pe oreche, nu se facă. Nu vorbesc de dumneavoastră, da? Neapărat. Eu vorbesc la general, așa. Trăim tare greu, tare greu punem în practică Cuvântul lui Dumnezeu. Și asta ne costă foarte mult. Extraordinar de mult. Domnul Iisus vrea să semănăm cu El. Vrea să fim ca El. Dar cum a trăit Domnul Iisus Hristos? Cum a trăit? Și, dragii mei, cea din tâi caracteristică, dacă vreți, roadă, nu nici cum vreți dumneavoastră, dar eu am să zic caracteristică, cea din tâi caracteristică din viața Domnului Iisus Hristos, a fost smerenie, frații mei. A fost smerenie. Vedeți dumneavoastră, Domnul Iisus Hristos a fost singurul om născut din femeie, a fost singurul om care a avut dreptul să aleagă locul și familia unde să se nască. Eu n-am fost întrebat, nu m-a întrebat nimeni, unde vreți să te naști? În ce familie? Nu m-a întrebat, nici pe dumneavoastră. Nu v-a întrebat nimeni. Dar el a avut dreptul să aleagă unde să se nască, în ce familie să se nască. Și el a ales cel mai umil loc de pe pământ. Un grajdă este. Cine ar vrea? Care bărbat ar vrea să-i nască soția într-un grajdă? Nu vrea. Clinica cât mai privată, medicii cât mai specialiști, condițiile cât mai bune, vrea așa? El a ales să iese, a ales un graf. Și a ales cea mai săracă familie din Nazaret. A ales cea mai săracă familie din Nazaret. Deși a putut să urce pe cel mai puternic armăsar, dar era în vremea aceea, a ales mânzul unii mărgărițe. Domnul Iisus Hristos a trăit în smerenie. Domnul Iisus Hristos
a fost smerit. Și Filipeni, la capitolul 2, nu mai știu exact ce verset, dar cred că versetul cu numărul 4, pe care o să-mi îngăduiți să caut aici în Scripturi și să-l citesc, ne spune Apostolul Pavel, să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. El măcar, Filipeni, capitolul 4, 2, versetul 5, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine. Asta e tare. Este extraordinar. Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine. Să se smerească. Și e foarte greu asta. Este cea din timp condiție. Și de aceea cei mai mulți oameni nu merg după Domnul. Sau dacă merg o vreme după aceea, nu mai gata. Cum să renunț eu la eu meu? Cum să renunț eu la titlul meu? Dar este foarte greu. Mi-aduc aminte că m-am întors acum cei mai mulți dintre dumneavoastră. Cunoașteți mărturia întoarcerea la Dumnezeu, dacă ziceți că am mai fost aici. Am primit cuvântul Domnului în Germania. Eu am fost sportiv de performanță. Am practicat boxul de performanță. Poate e unul aici care nu știu să-mi îngăduiți totuși câteva cuvinte să spun. Am fost în lotul național de box al României cu Francis Vlaștar, Mihai Leu și Leonardo Ruftei. Lucian Bute era doar un copil pe vremea aceea. El din județul Galați Fiind, eu din Galați Fiind. Și acolo am primit Sfânta Pocăință în penitenciarul acela din Germania. Nu intru în detalii. Dar m-am întors acasă. Și când m-am întors acasă, am practicat boxul 8 ani de zile și am fost angajat în Ministerul de Intern, fiind în curtea lui Dinamo o vreme. Și când m-am întors acasă credincios, da? Un om al lui Dumnezeu, un om născut din nou, am avut două variante. Să mă întorc în sport sau să mă duc în Ministerul de Interne în trupele Diaz. Știți dumneavoastră trupele Diaz? Adică trage o mască pe față și spar jur și culci la pământ. Rup mâini, picioare, nu contează. Dar nu mai poți să faci asta. Nu? Ca și copil al lui Dumnezeu, e greu să dai cu, să culci pe oameni, să... E greu, e foarte greu să scoți la unul la pistolul și să tragi. E foarte greu și așa, nu mai poate. Și acum aveam ușa boxului deschisă, dar am duc în ring. Și m-am dus pe la frați, că eram nou în credință, tare nou. Și am zis, frate, dar merge să mai boxez. Eu am practicat. De acolo am câștigat existența, merge. Și îi ziceau, dar nu e nicio problemă, zice. Mergi liniștit. Alții, bă, nici să-l aud așa ceva. Nici să nu te mai gândești la box. Acum, dragii mei, când vrei cu adevărat să faci voia lui Dumnezeu, Dumnezeu nu te lasă în întuneric. Lăudați să fie Domnul. Dumnezeu nu te lasă în întuneric. Când vrei să faci voia, când vrei tu să te ascunzi, Doamne, vreau să aflu voia ta, dar eu aici, știi? Aici, ba. Doamne, dăm tu o fată, dar eu asta o vreau, știi? Dăm tu o soție, dar eu... Nu merge. Dumnezeu te lasă. Și m-am dus înaintea lui Dumnezeu și am zis, Doamne, vreau să aflu. Vrei să mă urc în ring sau nu mai vrei? Și Domnul mi-a vorbit prin cuvânt. Cel mai bun cuvânt. Nu greșește nici? Niciodată. Și Domnul mi-a zis, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Cine va nimici templul lui Dumnezeu, ca acela va nimici Dumnezeu. Păi boxul lui pe golul. Este pe pum. Și la lui pum. Și ei pun. Dar strici templul Duhului Sfânt. Și asta e mare. Îl super mare, tare pe Dumnezeu. Așa că, dragii mei tineri, că mă mai duc pe biserici și tinerii mă întreabă, frate Vasile, dar chiar o am, da? Lăsați-vă de toate. E un Dumnezeu mare în ceruri și El poate să vă păzească. Nu vă temeți. Dacă vă credeți în El și stați la umbra aripilor Lui, nu vă temeți că nu vine nimeni să vă bată. Nu m-a bătut nimeni de 11 ani. Da, frate, dar e 1,94 m. Nu contează de tare. Nu m-a bătut nimeni. Dumnezeu știe să te păzească. Dar uitați-vă într-un verset. Și aia a fost capat. Romani. Dacă nu mă înșel, eu cred că, n-am imediat vă spun că avem Biblie aici, cred că la capitolul 14, ia să căutăm, ăsta e verset important. Romani, capitolul 14 sau 6, ia să vedem.
Nu, cred că la capitolul 6. Romani, capitolul 6. Nu e nici în capitolul 6. Este în capitolul 13. În capitolul 13, versetul 14, este, uitați-vă ce frumos spune, zice, îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos și nu purtați grijă de firea pământească ca să nu-i treziți. Și a venit un frate într-o zi la mine și a zis, dar eu pot să fac culturism, că ăsta nu-i pe punctul. Dar de ce? Păi trezești poftă. Nu purtați grijă de firea pământească ca să nu-i treziți poftele. Păi duci și tragi acolo de fiare, te antrenezi și când îți dă o nouă palmă sau când ești în postura asta, n-ai să întorci și eu mă și îți spun 100%. Nu te păcăli. Nu poate nimeni să bage foc în sân fără să se, fără să se arde. Frații mei, repădarea asta de sine e foarte, e foarte grea. Dar să știți, Dumnezeu dă har. El dă și voință și în făptuire celui care, care vrea. Domnul Iisus a trăit în smerenie. Domnul Iisus Hristos s-a smerit. El era Fiul lui Dumnezeu. S-a făcut ca un om, ascultător, până la moarte și încă moarte de cruce. Și dacă vrem să trăim așa cum a trăit Iisus Hristos, trebuie să ne smerim. Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu. Doamne, vreau să mă smeresc. Mă impresionează foarte mult episodul acesta, ați citit cu siguranță, ca Faptele Apostolului, capitolul 8, famea noastră etiopiană. Famea noastră etiopiană. Știți, îngrijitorul tuturor visteriilor a împărătesei Candace, a etiopiei. Ministru, ăsta ministru de finanțe, om important, vă spun, om important, om cu vază. Și la un moment dat, când se întoarce spre casă, Dumnezeu îi poruncește lui Filip. Filip ajunge în carul din urmă. Dar cine era Filip? Păi Filip era un om simplu. Foarte simplu. Era un om fără carte. Era un om extraordinar de simplu. Ajunge din urmă carul și au și întrebare cu ministrului. Înțelege și ce poți? Vreau să fi trebuit să pună ceva după el. Dar cum îți permiți să mă întreb tu, o terchea vechea, să mă întreb pe mine, ministrul, auzi, înțelegi tu ce citești? Dar omul ăsta, știi ce a făcut? S-a smerit. Zice, cum aș putea să înțeleg? Dacă nu fac rău, zice cineva. Uite, urcă lângă mine, în car. Dumnezeu zice, stai acolo, pe jos. Hai, spune că eu ascult. Nu, uite, urcă lângă mine. Omul ăsta s-a smerit, frate și soră. Și atât de mult mă rog lui Dumnezeu să vedea și nouă Dumnezeu har să ne smerim. Amin. Cine zice că rămâne în ea, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a smerit. Și astăzi atâtea multe întrebări. Cine să fie cel mai mare? Cine să ocupesc? Atâtea multe întrebări. Atâtea partide. Nu eu, tu. Cum stăm noi la capitolul acesta? Să ne zică cineva, să fim învinuiți de ceva pe nedre și odată sărim în sus. Nu, dar n-am făcut, dar nu am. Și Domnul s-a smerit, a luat păcatele noastre asupra lui. Ca un miel pe care îl duci la tăiere, nu și-a deschis gura. Cum adică? Păi n-a strigat. Tată, nu sunt păcatele mele. Sunt păcatele lor. N-a deschis gura. Și astăzi când ești învinuit pe nedre, sare așa de tare în sus, așa de să-ți faci dreptate și tu să fii, lasă să-ți facă Dumnezeu dreptate. Și dacă ești într-adevăr nevinovat, nu te teme, Dumnezeu este de partea celui nevinovat. Citeam acum în călătoria asta în care am venit, am luat câteva cărți ale fratelui Furman și am citit într-o carte o întâmplare extraordinară cu un păstor într-o biserică, o tânără din biserica păstorului, s-a încurcat cu cineva și în urma încurcăturii este a născut un copil. Și de frică fata a spus tatălui, tată păstorul, e copilul. Și tata l-a luat copilul și l-a dus la vor și l-a pus păstorului în brațe. Și a zis, ia-ți nemernicule, rodul curviei tale. Și
citiamo ancora Molinà, postola l'occhio, prima ci la si slacchisce, ma prima però ci riuscire il dato, mi fa slacchia che non ci sono rimasto da questo. C'è paura della formante, sì, della scrittura, si dice, lui è un po' più, ma si è pulito, non so più fino a là, si è pulito, non è scrittura. Ce ne esiste per la prima mia, tre mi sa tre, se ci ho trovato in risorsi. Ma tutto, ma lei è stata fatta, ci ha partecipato di loro, se sono posto lottato, vuoi dire la domanda, sì, ci non ma ci si interpreta, ma è chi che ci ha matato nel sapa per la potenza, da prendere esempio dei pastori. Ma non è che si sa, si da questo non c'è. Dove da questo non c'è, non c'è, non c'è. Io sono proprio il teo, da me, perché tu hai ingredito asta, però non plac. Îngăduie Domnul pe Iosif să ajungă în închisoare. Și Iosif nu deschide gura. Mai întâi în casa lui Faraon și apoi de acolo în închisoare. Și putea să strige, dar ce fel de Dumnezeu, eu nu te mai înțeleg. Îmi descoperi că o să faci o lucrare extraordinară cu mine și deodată mă vând și frații mei, ajung în casa lui Potifar, din casa în închisoare. Dar nu mai înțeleg. Nu mai vreau așa ceva. A trecut 13 ani. Și de acolo Dumnezeu o spate. Și când are ocazia să se rezolve și pe soția lui Potifar, și pe frații lui, nu o face. Deci s-a sperit acest om. Doamne Dumnezeu, din ceruri, te rog, dar numele Domnului Iisus, dă-ne har să ne sănătate. Amin. Nu eu, Doamne, iar. Nu eu, Doamne, iar. Ia păcatul asupra ta. Chiar dacă ești nevinovat. Dar nu te mai pot îndreptăți atât. Nu, nu, el, faci. Ce ne zice de la mâine mea, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus Hristos. Ați mai aș putea să vă dau multe exemple din viața mea personală. Și aș putea să vă spun, dar mă uit la ceas și s-a dus deja, mai sunt încă 6 lucruri pe care aș vrea să le zic, dar cred că vin duminică ca să le termin, pentru că nu vreau să vă pun răbdarea la încercare. Totuși, o să ne îngăduiți, vă rog frumos, să merg un pas mai departe. Și vreau să spun că Domnul Iisus Hristos a trăit în Sfințenie, frate și soră. Domnul Iisus a trăit în Sfințenie. Și observ astăzi o tehnică fantastică a celui rău. Observ astăzi o tehnică extraordinară. M-am dus într-o adunare și credea să predic acolo și nu aveam niciun cuvânt. Dar tot am rugat, Doamne, dă-mi un cuvânt, Doamne, Tu cunoști inima celor care sunt aici, Doamne, te rog, dă-mi un cuvânt. Și când, la un moment dat, suntem așa, cu fața, lângă mine trei păstori. Și unul de fii, îl aud, dar nu știu cum de la mă zic, Doamne, sunt atât de păcătos, Doamne, sunt atât de păcătos. Doamne, nu te extraordinar. Doamne, ce subiect de predic. Și mi-a dat Dumnezeu har și a predicat în seara aceea și am spus, frații mei, se pare că cel rău a reușit să vă strecoare mintea o mentalitate de învinși. Voi nu sunteți învinși. Voi sunteți învingători. Suntem mai mult decât biruitori prin Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Nu vreau să vreți vă învinși. Dar e scris ceea ce vă zic. Suntem mai mult decât pot totul în Hristos care mă întrăiește. Păi totul înseamnă totul. Eu am fost profil de performanță. Și vreau să vă spun că la un turneu la care mergem, haideți să vă spun despre turneul primăverii, un turneu foarte important în România la care participam. Veneau peste 230-40 de sportivi. Păi vreau să vă spun că cei mai mulți mergeau acolo ca să participe. Să bucurau de o masă, care trei mese, dar să bucurau așa de o masă, de o cazare la hotel, și asta ar fi duce și noi acolo. Nu ții minte să mă fi dus odată să particip. M-am dus să câștig. Una este să particip, alta este să iei trofeul care este pus în joc. Una este să fii chemat, alta este să fii ales. Noi suntem dintre cei aleși. Și, dragii mei, astăzi observ foarte mult și am vorbit cu mulți frați și zicea că eu sunt păcătos. Arată-mi în Biblie de Sfântul ăsta și eu te cred. Citesc prin epistole și spune către Sfinții din Colose, către Sfinții din Filipi, către Sfinții din Tesalonic, către Sfinții din Corint. Din Corint? Păi câte probleme? Sfinți. Sfinți. Dar ce înseamnă asta?
înseamnă că sunt luat și pus deoparte pentru Dumnezeu. Că imediat te gândești, când îți spune că ești sfânt, imediat te gândești că tu nu ai păcat. Dar nu este sens. Ci sensul este că eu sunt pus deoparte pentru Dumnezeu în vederea desăvârșirii. Asta e sensul. Sfânt, fără pată, fără păcat, Dumnezeu. Dar, dragii mei, eu sunt sfânt și păcatul a devenit accidental pentru mine. Este un accident. Nu mai beau așa ca apa și nu mai calc așa prin cum călcam odinioară, nu mai împăsa. Este un accident. Dar eu sunt sfânt. Uitați-vă ce scrie în Evrei, capitolul 3, versetul 1. De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, de aceea, frați sfinți, dragii mei, dacă noi ne înarmăm cu mentalitatea aceasta, să știți că vom păcătui cât din ce în ce mai puțin. Când eu accept că sunt păcătos, atunci ce face un păcătos? Un păcătos păcătuiește, nu? Ce să fac un păcătos? Și atunci când vine diavolul de la mine și mă ispitește, slabule, eu păcătuiesc, n-am cum să nu păcătuiesc. Da. Când mă înarmez cu mentalitatea că eu sunt sfânt, pus deoparte pentru Dumnezeu, că vine cel rău, atunci apă. Este scris. Și frații mei, vreau să vă spun, merg prin multe locuri și stau de vorbă cu tinerii. Eu am drag de tine, pentru că tinerii trebuie să ajutați. Foarte mult trebuie sprijiniți tinerii, pentru că am observat ceva. Nu se mai deschid tinerii. Și au mari probleme. Au mari probleme, să știți. Foarte mari probleme au. Și datorită faptului că nu mai găsesc frați care să îi sprijine, să-i ajute, să-i înțeleagă, să plângă cu ei, să-i chinuie. Și vin tinerii la mine și a venit cineva la mine și a zis, uite, zbiruit de păcatul ăsta. Ce să fac? Și zic, unii cred așa, că să roagă cineva, este eliberat și gata, a scăpat. Nu e așa. Nu mai credeți așa. Casa, dacă rămâne goală, să știți că Duhul acela umblă prin locuri pustii. Nu găsește apă, mai ia cu el alte șapte Duhuri și vine înapoi. Vine înapoi, dar nu se lasă. Să nu crezi că dacă ai primit astăzi biruința asupra păcatului ăsta, gata, e perfect. Nu e așa. Nu e așa. Trebuie o veghere permanentă. Mi-aduc aminte de antrenorul pe care l-am avut la Dinamo, care stă cu Țov. Mi-a spus, stai totdeauna în gardă. Ține garda sus. Că dacă ai coborât garda, de aici care orice. Ține garda sus. Și câtă vreme ești în gardă, n-are unde să te lovească. Dar care e garda? Păi garda este... Ia vedeți. Asta este garda. Frații mei, vă spun acum, poate vi se pare banală povestea sau întâmplare. Dar să vedeți că eu am ținut o minte de 30 de ani aproape. Fratele meu era un copil, poate 12 ani aveam, și îmi zice la un moment dat, du-te și scoate aerul din sticla aia de pe masă. M-am uitat. Cum să scoat aerul totuși din sticla aia de pe masă? M-am gândit că trebuie să mă duc. Vă spun sincer că asta m-am gândit. Cum să scoat aerul dintr-o sticlă? N-am știut, nu m-am dus. S-a dus el și a umplut-o ochi cu apă. De fapt vrea să ia dintr-o sticlă. A umplut-o ochi cu apă și mi-a dus, uite așa să scoate aerul dintr-o sticlă. Ei, mi-am adus aminte de întâmplarea asta după mai bine de 30 de ani. Frații mei, știți cum să scot gunoaile în vasul ăsta? Strâng cuvântul tău în inima mea. Păi de ce păcătuiești? Pentru că nu strângi cuvântul. Nu strângi cuvântul. Am fost la o întâlnire de tineret și am pus o întrebare. Câți dintre voi știți 50 de versete pe de rost? Și a ridicat o tânără mână. Și m-am gândit, ăștia l-ați știu mai mult de 50. Că dacă nu ridici mâna, dacă vrei 50 și nu ridici mâna, să avem știi mai multe. 100, câte știți? Tot tânără. 200, tot ea. 300, tot ea. 400, tot ea. 500, tot ea. Am cedat. Și am zis, te rog frumos să-mi dăm ceva, nu înțeleg.
spune-mi câte versete știi de rost. Și băgavul plecat așa, a zis, frate, știu o mie de versete de rost. O mie de versete știi de rost, da. Am învățat epistole. Dragii mei, cum își va ține tânărul curată caraca? Îndreptându-se după Facebook. Că dacă nu e așa, de ce tot stai? Cum te-ai căsătorit, întreb o dată pe unul? Zice, un chat creștin. Am intrat pe un chat creștin și m-am căsătorit. Nu o să țin mai mult căsătorie. Știți cum se căsătoreau părinții? Nu ai nei, că n-au fost credincioși. Ai dumneavoastră. Se puneau pe genunchi, cereau prin Duhul Sfânt. Și Dumnezeu le-a arătat soția. Slăviță de Domnul. Amin. Posteau, se rugau și Dumnezeu dădea bani. Așa se căsătorie. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu este important. Dar știți ceva? Știe și diavolul asta. Și nu-ți dă vreme să citești. Ia gândește-te. De când nu mai citești cuvântul? Nu așa că îi scris și Dumnezeu, Doamne, dar așa e greu. Nu așa. Aia nu-i citirea cuvântului. Ia gândește-te. Când te-a plecat ultima dată asupra cuvântului? Luther, căruia îi se spunea în fulecă Biblie, a spus așa, a luat o hotărâre. N-am să mă așez la masă până când mai întâi n-am să mă duc să citesc din cuvânt. Și nu citea puțin. M-am gândit dacă dintre noi luăm hotărârea asta, cred că și multe fapte. Cuvântul. Ioan 17 cu 17. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Domnul Iisus a trăit în sfințenie. Dragii mei, aș vrea să luăm hotărâre în seara aceasta și să înțelegem că El cuvântul are mare importanță în viața credinciosului. Uitați-vă la 2 Corinteni, capitolul 3, versetul 18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același timp al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Și te întâlnesc astăzi cu credincioși. Preții împrumutate. De ce? Pentru că atunci când îți întoși privind în spunea, te luminezi de bucurie. Ce scrie? Și eu cred ceea ce stă scris. Frații mei, aș vrea să ne punem în seara aceasta la inima să înțelegem că dacă nu urmărim pacea și sfinția, nu vom vedea pe voi. Este scris. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și frații mei, trebuie să ne punem mai prima lucru acesta. Să ne sfințim. Dar să știți că nu merge așa. Nu merge așa. E o luptă. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți. Nu merge așa. E multă muncă. E multă disciplină. În sportul de performanță, pentru că observ foarte multe asemănări. În sportul de performanță și în viața unui creștin. În viața unui credincios. De ce? Păi și credinciosul e sportul de performanță. Cum adică? Păi e alergător spre împărăția lui Dumnezeu. Deci este sportiv de performanță. Din punct de vedere spiritual. Și trebuie să-l lupte după rânduială. Păi dacă nu te lupți după rânduială, și în rânduiala asta, dacă nu este disciplină, în rânduiala asta, dacă nu este muncă, unii credem că lasă mă duc seara la biserică, o să mă rog o oră și duminica o să plâng eu acolo, o să ascult și o predică și după aia am să trăiesc cum vreau eu, luni, marți, miercuri, joi, vine, să o să fie în regulă. Nu e în regulă. Trebuie un antrenament continuu. Trebuie o veghere permanentă. Domnul Iisus s-a trăit în sfințenie. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El. Cum a trăit Iisus? Și frații mei, să știți că în cer la Dumnezeu vor ajunge cei care vor semăna cu Iisus Hristos. Cine s-aseamănă, s-adună. Cine s-aseamănă, s-adună. Vă spun și dumneavoastră o întâmplare petrecută acum poate vreo 16 ani, poate 15 ani. Eram într-un loc și nu știu de unde a apărut un bătrân. Nu știu de unde a apărut. Și nu știu ce i-a venit cu Iisus fără mie. Nu știu de unde a știut el că eu sunt credincios. Eram într-un loc și a venit un bătrân și zice, vreau să spun ceva. Dar ce vreau să spun? Într-o zi, un om s-a dus la poarta cerului.
שעמוד את הכל. שיש איתה בעפר הפטרו. שהוא מוסד את רב הפטרו, אבל ניסד את רב. סונת את בעפר אשתי איש. נוסד. דה בינתי מסע לסונת. נוסד איש. עד בינתי שתתרב בסביס. נוסד. דה עוד עוד עכשיו. מיש. קטור איש. מיש. קרשים כבר איתן מיש. עשוי לי. נקשיב לי. Păi zice, în cea în altă parte. A întrebat, dar unde sunt ei? Zice, mai e o parte. Și zice, s-a dus la partea iadului. Și acolo a bătut, iese afară cel care a ieșit. Și zice, am venit să te întreb, sunt baptiști de aici? Sunt mulți. Da, bine, cu asta. Și mine. Asta ca să vă rog în felul Dumnezeu. Dă-l-ia. Sunt uimit! S-a dus înapoi! A văzut ea la partea celor. Am fost și am găsit pe toți și pe care i-am căutat. Da, sunt uimit. Și vreau să te întreb. Dar cine e? Aici sunt doar copiii lui Dumnezeu. Și copiii lui Dumnezeu trăiesc în Sfinție. Slăvit să fie Domnul. Și copiii lui Dumnezeu trăiesc în smerenie. Copiii lui Dumnezeu trăiesc așa cum a trăit Iisus Hristos. Dacă zicem că rămâne în iar, dacă zicem că noi credem în ea, trebuie să trăim și noi cum a trăit Iisus. Și, dragii mei, aș vrea tare mult să ne notăm în seara aceasta și să vedem când vine data viitoare. Doamne, trăiesc în stăinere. Vine cineva la tine și așa, te mai împunge un pic. Că e foarte simplu astăzi de testat lucrul ăsta. Spune-i unuia așa, o vorbă, nu prea. Să te pocăiești, ai înțeles? Să te pocăiești. Și dacă zice, slăvit să fie Domnul, ăla e pocăiești. Eu dacă zici, ba nu, bă, tu să te pocăiești. Și? Acolo e mare. Haideți să facem un test. Domnul Iisus a trăit în smerenie. Domnul Iisus a trăit în sfințenie. Îmi îngăduiți să mai merg un pas? Unul. Mă îngăduiți dacă nu mă opresc. Un pas. Merg într-un pas. Preiubiții mei, frați, Domnul Iisus Hristos, dar acum aici e greu. Să știți. E greu. Domnul Iisus Hristos a trăit iertându-i pe toți. E aici se pare că suntem puțin plinși. Ai pe cineva în inima ta pe care îl ții? N-am nimic cu el. Dacă îl văd, așa aș da cu el de pământ. Nu-i așa? N-am nimic cu el. Așa că n-l văd, nu pot să-l supăr. După când, Domnul Iisus i-a iertat pe toți. Dă-mi te rog frumos o supărere. Ți-o dau joi. Trece joi. Nu mai îmi dai supărere. Și, Doamne, stai în suta aia, Doamne, extraordinar. Că n-ai zis că mi-o dai joi? I-am zis, da! Și mi-a prins Satana. De ce? Pentru că nu te-am pus mai cuvânt. Cum? Nu mai așteptam nimic în acord. Chiar așa? Așa trebuie să dai. Nu dai așa! De așa a învățat pe așa. Culci cu el în gând, te trezești. Și ai devenit, fără să-ți dai seama, robul lui. Ești robul lui. S-a terminat. Și deodată se deschide ușa spre depresie. Zic, doctor, dar ai depresie, e boală spirituală. Ai deschis ușa. Și Satana ți-a furat pacea. Și cuvântul spune, pacea lui Iisus Hristos, care trece orice pricepere, vă va păzi inima și gândurile în Hristos Iisus. Nu mai ai pace. De ce? Pentru că s-a întâmplat ceva. Nu știu ce s-a întâmplat. Dar știu sigur, 100%, că dacă Domnul a pus în inima mea cuvântul ăsta, ești aici în seara asta. Și n-a iertat din toată inima. N-a iertat din toată inima. Și când îl vezi, ți-l ții inima. Și când îl vezi, nu mai poți. Și când îl vezi, atâta tulburare. Potriviți-mi, frați,
Neiertarea închide ușa Duhului Sfânt și a binecuvântărilor lui Dumnezeu. Și dacă s-au închis astea, deci gata. În seara aceasta, aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu din ceruri să ne dea har să iertăm din toată inima noastră. Să iertăm din toată inima, frați și sorori. Ca și Dumnezeu să ne ierte pe noi. Și Dumnezeu să ne ierte pe noi. Poate zice cineva, frate Vasile, vorbește puțin cu ușurătate. Nu vorbesc deloc, să știți. Pentru că m-am cercetat, primit-o frate, eu un frate mult iubit aici la sfârșit, dacă vreți, îmi întrebați, am povestit mult cu dumneavoastră. Am trecut prin voi din astea și vreau să vă povestesc una dintre ele. La un moment dat, am pus o sumă de bani în contul unui frate. Și povestea e lungă, dar eu o scurtesc. Și nu puțină, nu o sumă mică. Mare. Pentru mine mare. Poate pentru dumneavoastră, unii dintre noastră mică. Haideți să vă zic. 4.000 de euro. Am pus în cont pentru că a trebuit să fac ceva. Am avut nevoie de banii ăștia. Și când să mă duc să iau ca să-mi rezolv problema, nu mai erau bani. Păi de ce? Am avut nevoie de ei. Și am avut nevoie de ei, că știu că a trebuit și el printr-un cutremur mai mare ca al meu. Și i-a luat. Bun, dar nu trebuia să mă sun. Păi, dacă te sunam normal, că ziceai că nu, așa face. Păi, dacă îi zic eu că o să-i dau banii la Sfântul, așteaptă ăsta nu mai îmi dă bani. Și așa că îi zic că îi dau mâine. Nu-i ușor, nu-i greu să zici că îi dai mâine. Dar tu știi că nu-i dai. Și atunci, ca să-l obții. Și a zis, măi, dar nu puteam suna, uite, astăzi, m-am dus acasă. Întoarce-te și pe parte, și pe aia la tău. Nu mai somn, s-a terminat. Cum mi-a luat? Nu, fratele meu, extraordinar. Și a venit satana să mă... Cum ăsta? Aia. Povestea e cu tău. Dar eu o scurtez. M-am pus pe genunchi. Și am zis, Doamne, te rog, vreau din toată inima. Tu ești cel care ai auzit toată puterea, noi vorbim la începutul de zi, toată puterea în cer și pe pământ. Păi dacă crezi lucrul ăsta, cer de la El puterea. Nu poți să iert. Eu, Doamne, nu poți să iert. Dar dacă tu ai toată puterea în cer și pe pământ, înseamnă că tu poți să-mi dai mie putere să iert. Amin. Dăm putere, Doamne, să iert. Și frații mei, am pus mâna pe telefon și m-am sunat. Dar eu ce vă spun? Domnul este mare. Nu vreau să vă credeți. Și am zis așa. Băiatul lui Chiel, nu le-am spus. Spune tatăl tău așa. Îl iert din toată inima mea și îl iubesc din toată inima mea. Și dacă va avea vreodată, va mai avea să-mi dea banii ăștia, slăbit să fie Domnul. Dar dacă nu va mai avea, binecuvântat să fie Domnul. Și a venit pacea. Și-a putut să dorm, liniștit și pot să dorm liniștit. Dacă nu ierți, nici tatăl tău care este în cerul, nu te va ierta. Și ești aici și de ani de zile nu ierți. Eram la școala biblică Maranata cu preghitul frate Panica. Și ne spune la un moment dat, luați o foaie de hârtie A4, că am primit prin Duhul Sfânt, să treceți acolo pe toți și pe care nu puteți să iertați. M-am gândit în inima mea, ce foaia 4, domnule, că foaia 4, uite atâta e. Dar ce nu merge un bilețel? Scriu și eu un bilețel acolo, că avea 1-2. Dar mi stau bine să mă gândesc. Foaia 4. Și am luat foaia 4. Ce vă povestesc, nu mai mult timp, Domnul. Și Dumnezeu s-a rugat. Duhul Sfânt care cunoște inima, scoate lucrurile la iveală. Și când am început să scriu, și deodată, Duhul Sfânt îmi spune așa. Bă, tatăl tău, domnule. Din copilărie. Părând așa. Și l-am adus aminte și a avut dreptate. Tatăl meu a fost un om foarte dur. Nu s-a jucat cu noi. Nu țin minte să mă fi strâns o dată în brațe, să fi A fost un om foarte corect, foarte muncitor. Dar n-a avut calitatea asta. Și eu l-am ținut în inima ani și ani și ani. Și Duhul Sfânt a spus, iată-l din toată inima. Pe cine ții? N-am nimic cu el, de ce? Că nu mai ai pace. Ia cercetează-mi. Ia haideți să ne rugăm. Doamne, am pe cineva în inimă. Nu poți să o sufă, o să-i ajungă ceva. Nu l-ai iertat.
Domnul Iisus Hristos s-a rugat, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Și Domnul Iisus Hristos i-a iertat pe cei care l-au răstignit. Și vreau să vă spun, predicăm despre răstignirea Domnului Iisus. Mulți dintre noi pricepem cât pricepem. E mult mai mult. Domnul a suferit cu nimeni, nu poate nici să vorbească, nici să înțeleagă. Și Domnul s-a rugat, iartă-i. Și Dumnezeu ne-a iertat. De ce să nu crezi și tu în seara asta? De ce să nu te eliberezi? Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el, cum a trăit Iisus. Diavolul e foarte biciclu. Să zică, lasă, stai liniște. Vii duminică, mai ascultă predică, mai aia, și merge înainte și nu-ți dai seama că nimic sporcat, necurat și întinat nu va intra în cer. Nu-ți dai seama lucrul ăsta. Pentru că trăiești la modul cel mai superficial. Și diavolul îi place să trăiești superficial și să nu cobor în profunzime, să nu cobor în adâncime. Potriviții mei, frați, îmi doresc atât de mult. Dacă le potrivește Domnul să vin duminică dimineață, mergem mai departe. Vreau să mergem mai departe aici. Chiar dacă duminică dimineață vom relua iarăși, că va fi important și pentru dumneavoastră și pentru cei care n-au fost. Dacă le va potrivi duminică dimineață să vin iarăși, Domnul le va potrivi, o să mergem mai departe duminică dimineață. Dacă nu, o să vă las adresa mea de e-mail și o să vă scriu mai departe prin e-mail cei care poate vreți să mă întrebați mai mult. Îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu din ceruri să vă binecuvânteze. Și vreau tare mult să nu uităm că Domnul Iisus Hristos a trăit în Sfântul. Domnul Iisus Hristos a trăit în Sfințenie. Și Domnul Iisus Hristos i-a iertat pe toți. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus.